găsit, dragii mei! Astăzi este sâmbătă. Eu cu Nati am fost până la magazin și am făcut câteva cumpărături. Nu mai am bonul, din păcate, să vi-l arăt, pentru că era foarte multă lume și nu am mai stat după bon. Însă știu prețurile. Am luat acest sos de tomate și chili. A costat 8,80 lei. Aceste spaghete Barilla au costat 5 lei și 30 de bănuți. O sticlă de suc Pepsi la 1 litru a costat 3,50 lei. Două sticle de ceai au costat 5,30 lei sticla. Am mai luat 5 mere, au fost 3 lei. Și o ciocolată Milka a fost 4 lei și 30 de bănuți. Cam în jur de 40 ceva de lei am dat pe toate. Am vrut să vă arăt și vouă micile cumpărături de astăzi. Bun găsit din nou, dragii mei! Este sâmbătă seara, eu am venit la baie să mă pregătesc pentru somn. Sunt deja în pijama, după cum vedeți. Și am zis că până mă piaptăn, să mai stau puțin de vorbă cu voi și să vă spun că astăzi, după cum ați văzut, nu am avut vlog și nici mâine nu vom avea. Am zis să-mi iau și eu două zile libere, pentru că e foarte greu să filmezi în fiecare zi, să editezi și să mai faci și treburile pe care le mai ai de făcut acasă. Așa că am zis două zile să fac o pauză. Vlogul pe care l-am filmat astăzi, sâmbătă, și pe care voi mai filma mâine, probabil, dacă voi mai avea ce să filmez, îl veți vedea luni. Bineînțeles, voi filma și luni puțin. Luni am de gând să fac gogoși. Să vedem dacă o să apuc, dacă nu se ivește altceva, dacă nu se ivesc alte treburi. Așa că astăzi și mâine nu vom avea vlog. Iar începând de luni vom trece din nou la treabă și vom face vloguri. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care până acum v-ați abonat la canalul meu. Am văzut că s-au și dezabonat vreo 4 persoane. Asta este, așa se întâmplă. Nu-i nimic, merge mai departe. Acest lucru nu mă descurajează să fac ceea ce îmi place. Și tocmai pentru asta voi face în continuare YouTube. Știți cum e, se dezabonează o persoană, două, trei, cât or fi, și vin altele în locul lor. Așa că nu mă descurajez și voi face vloguri în continuare pentru cei care s-au abonat și pentru cei care se vor abona de acum încolo. Da, astăzi, ce am mai făcut astăzi? Mare lucru nu am făcut. Am fost cu Nati, am făcut mici cumpărături de la un magazin de aici, de la noi din oraș. Apoi am venit acasă și toată ziua am murit de frig. E foarte frig la noi și cred că în toată țara e la fel. Și mai mult am stat doar în pat la căldură, pentru că nu mai puteam de frig. Simțeam pur și simplu că îngheț de frig. Toată ziua nu m-am mai putut încălzi. Și nu am făcut mare lucru, am făcut niște spaghete cu ceva sos picant și cam atât. Da, mi-am prins și părul, cred că e prima dată când mă vedeți cu părul prins. Eu ziua tot așa stau cu el prins, doar când filmez mi-l mai desfac. Dar seara, noaptea, nu pot să dorm cu el pe spate pentru că mă deranjează. Decât așa, într-o coadă. Nu știu, bate lumina asta de la bec cam tare, dar sper să mă văd bine, să vedeți și să mă vedeți și voi bine. Acum m-am spălat pe față și o să folosesc această cremă de la Elmi Plant. Este crema de față al Nati, dar câteodată o mai iau și eu de la ea și mă mai dau și eu seara, pentru că îmi place foarte mult. Miroase super. Și, nu știu, te răcorește așa la față. După cum știți,
Copiii sunt în vacanță și Nati e în vacanță, Nati e în vacanță de miercuri. N-am mai mers la școală pentru că a fost și e încă un pic răcită. Și atunci am zis că pentru 3 zile să stea acasă și mă bucur că e acasă pentru că nu mai trebuie să mă trezesc așa de dimineață. Pentru că dimineața știți că eu merg cu ea la școală. Și în fiecare dimineață trebuia să mă trezesc la ora 6:30, și mai repede, când mergea soțul la muncă. Așa că acum, când va merge la muncă, și eu și Nati vom mai dormi. După cum v-am arătat, deci m-am dat cu această cremă pe față acum seara. În fiecare seară obișnuiesc să mă dau cu cremă pe față, pentru că nu știu, mă simt eu mai bine dacă mă dau seara, m-am obișnuit așa. De obicei, mă dau cu crema asta, v-am mai arătat-o, de la Garnier. Însă, de când i-am cumpărat la Nati crema asta, mai mă dau și cu asta și cu asta, deci cu amândouă. Depinde. Bun. Eu mai am să mă spăl pe dinți, ceea ce nu o să vă arăt vouă. După care o să merg să mă pun în pat, pentru că mi-e și somn și e și târziu, e aproape la 12 noaptea. Și după cum am spus, ne vedem luni, atunci o să vedeți voi acest vlog. Și să văd dacă mai pot mâine să mai filmez, mâine duminică fiind, să mai filmez ceva. Dacă nu rămâne cu atât și cu ce mai apuc să filmez luni. Și vom avea un vlog, sper, mai lung, pentru că, din păcate, am făcut-o vloguri scurte de 6-7 minute. Am avut și de 11-12 minute, dar vreau să încerc să fac și vloguri mai lungi. Așa că ne vedem luni, adică voi veți vedea acest vlog luni. Dragii mei, astăzi este luni, iar eu cu Nati, după cum v-am spus, ne punem să facem gogoși. În acest bol am pus 350 ml de lapte călduț. Acum vom pune drojdie, 30 de grame de drojdie și o lingură de zahăr vom pune. Vom pune și lingura de zahăr. O lingură și un pic. Și le vom lăsa până fac spumă. Deasupra. Cam așa trebuie să arate. Acum va trebui să punem 300 de grame de făină și două gălbenușuri și să le batem cu mixerul. Acum adăugăm gălbenușurile. De grame de făină. Și acum vom pune două pliculețe de zahăr vanilinat în compoziție. Le pune Nati. Și apoi le mai amestecăm iarăși cu mixerul. Acum vom pune restul de făină. Trebuie 500 de grame de făină. Așa că mai trebuie să punem încă 200 de grame de făină. 300 am pus aici și mai trebuie încă 200. Acum îl vom frământa cu mâna, deoarece că mixerul nu se mai poate. E prea gros aluatul. Cam așa a crescut aluatul nostru. Acum ne vom pune să facem gogoșile. Am întins aluatul, iar acum am început să tai pe acest blat gogoșile cu paharul. E foarte greu cu o mână
pentru că cu cealaltă mână țin telefonul, dar sper să reușesc. Am pus și uleiul la încins. Mai putut să filmez cum le mai tai cu paharul pentru că aveam mâinile ocupate. Nu știu de ce nu au crescut mai bine când le-am pus la cop, dar vreau să vă spun că sunt foarte bune la gust și uitați ce frumos arată. Sunt foarte, foarte gustoase, foarte bune. În vlogul de astăzi veți vedea și ce am mai făcut noi sâmbătă și duminică, pentru că atunci nu am avut vlog. Iar noi ne vedem mâine într-un nou vlog. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!